Fondarea bisericii din Filipii, însemnând intrarea Evangheliei Domnului Isus în Europa, este descrisă foarte detaliat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16. Ca un frontispiciu al narațiunii despre venirea și lucrarea lui Pavel acolo, Luca descrie orașul ca fiind cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Cât despre cei care compuneau biserica din Filipii, cu toate că se face referire la o femeie atașată de iudaism, s-ar părea că majoritatea comunității provenea din lumea păgână. Numele unor membri din biserică și precizarea din Romani, capitolul 15, arată că cei mai mulți dintre convertiți fuseseră la început păgâni și puteau proveni din trei medii diferite, mediul asiatic, grec sau roman. Din însăși, epistola adresată ei, mai aflăm despre comunitatea din Filip că a trimis daruri apostolului Pavel când acesta era închis. Prin Epafrodit. Sunt amintite de asemenea numele a două femei, Evodia și Sintichia, care lucraseră mult pentru Evanghelie, dar care acum erau gata să tulbure biserica prin rivalitatea lor. Este menționat numele lui Clement, printre cele pe care Pavel le consideră scrise în Cartea Vieții, Apostolul nu are nicio mustrare pentru această biserică. Este însă foarte evident că Pavel era foarte atașat de membrii ei. Singurul avertisment pe care li-l adresează este cel privitor la acele discordii din capitolul 2. Epistolele lui Pavel către Timotei și Tit au fost inițial considerate ca fiind simple scrisori personale și au fost clasificate la fel ca cea către Filimon dar din cauza învățăturilor deosebit de adânci asupra vieții bisericii, pe parcursul istoriei au câștigat numele de epistolele pastorale. Deși adresate persoanelor fizice, aceste scrisori nu sunt limitate la comunicații personale, ci sunt un tezaur de învățături extinse bisericii, având oarecum un caracter oficial. Pavel s-a adresat lui Timotei și Tit ca să-i călăuzească privind grija pastorală a bisericii, care este casa lui Dumnezeu. Aceste scrisori de natură pastorală dau direcții pentru îngrijirea, conduita, ordinea, slujirea și supravegherea în ansamblu a credincioșilor. Deci, epistola Apostolului Pavel către Tit, cât și cele două scrise de același apostol către Timotei, sunt cunoscute ca epistole pastorale și sunt scrise către doi păstori tineri. Timotei slujea în biserica din Efes, iar Tit slujea în biserica din Creta. Deși Noul Testament nu menționează nimic despre misiunea lui Pavel în Creta, în mod clar, apostolul Pavel și Tita au început o lucrare misionară în această insulă. Această campanie misionară a avut loc probabil între anii 63 și 64 după Hristos. La fel ca prima sa epistolă către Timotei, această scrisoare este scrisă unui tânăr predicator, căruia îi revenea o sarcină deosebit de dificilă. Evident, bisericile de pe insula Creta aveau nevoie de maturizare și această scrisoare este concepută pentru... A ajutat pe Tit să și îndeplinească bine slujba. Tit a fost un om pregătit de Dumnezeu pentru sarcini dificile. Potrivit celor scrise de Apostolul Pavel, el a fost demn de încredere, credincios și sârguincios. De asemenea, el a avut o mare capacitate de afecțiune umană. Dutat cu înțelepciune și tact, Tit a calmat situații explozive și a rezolvat situații disperate în mai multe ocazii. El este un bun model pentru creștinii care sunt chemați să trăiască mărturia lor în mijlocul circunstanțelor dificile. Postul Pavel sfătuiește în aceste epistole ca persoanele de vârsta treia să fie uh, treji, adică vigilenți, să aibă un comportament vrednic de cinste cumpătat, să fie sănătoși în credință, să dea dovadă de dragoste care, să, care se dăruiește și să fie răb, răbdători. Când Pavel dădea aceste sfaturi lui Tit și altor slujitori, el le spunea cu putere și convingere. Pentru că el însuși trăia ceea ce predica altora. Planul și așteptarea lui Dumnezeu pentru femeile vârstnice este aceea de a se comporta ca și preoții din templu, cu frică și reverență, încurajând toate acțiunile și atitudinile care s-ar potrivi în incinta templului. Și descurajându-le și eradicându-le din viața lor pe toate cele nepotrivite acelui loc sfânt. Dependența de băutură aduce prejudicii majore planului divin cu privire la fiecare individ. Astfel, credincioșii vârstnici ar trebui să demonstreze celor tineri avantajul experienței de o viață de umblare în credință în privința cumpătării și abstinenței. În biserică sunt toate generațiile împreună. De aici rezultă frumusețea și tăria ei, dar și complexitatea ei. Tinerii sunt o verigă importantă în acest angrenaj al comunității. Ca aceștia să-și îndeplinească bine rolul, au nevoie să fie sfătuiți și îndrumați. Tinerii sunt sfătuiți să arate politeția, respectul cuvenit celor cuveniți la timpul potrivit, pentru părinți, pentru bătrâni, milă, da? compasiune pentru bolnavi și cei în necazuri, empatie față de cei de, de altfel, dar nu pentru păcat, Dar înțelegere pentru oameni diferiți de noi. Pavel îndeamnă pe credincioși de toate vârstele să fie raționali și cumpătați. Cumpătarea nu este ceva înnăscut. Dar se capătă prin pocăință și luptă spirituală cu sinele. Cumpătarea este un simț al măsurii pe care ți-l aplici și are ca efecte vizibile acțiuni de restrângere, temperare, cruțare, economisire, menajare, chiar îndrumare, chiar și sobrietate, austeritate, înfrânare și așa mai departe. Un angajator creștin trebuie să fie vrednic de toată cinstea. Aceasta înseamnă că el trebuie să-și asume responsabilitatea, aprecierea, respectul. Nu să pretindă respect, ci să dea respect. El trebuie să fie cumpătat, da, și el trebuie să fie înțelept, drept, blând, în stare să învețe și pe alții, să se țină de cuvânt, să fie în stare să înfrunte pe potrivnici, să nu fie bețiv, căpățânat, grucevitor sau iubitor de bani. Dacă faptele bune nu au niciun rol în mântuirea noastră, totuși ele au un rol în manifestarea neprihănirii noastre. Domnul Isus vorbește despre neprihănirea noastră, ce cuprinde și milostenia, adică ajutorarea celor ce au nevoie de asistență. Apostolul Pavel completează informația pe care ne-o oferă despre mântuirea prin har cu cerința ca cei mântuiți să se angajeze în fapte bune. Contrastul pe care Apostolul îl face este evident. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci cerința din versetul 8, cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Apostolul adaugă că este bine și de folos pentru oameni. În răirea, în fapte bune, cei credincioși fac binele și aduc folos seminilor lor. Sunt cel puțin trei lucruri bune care rezultă din înfăptuirea faptelor neprihănite pe care Dumnezeu le așteaptă de la cei mântuiți. Faptele bune trebuie făcute. În primul rând pentru nevoile gramnice, apoi pentru a facilita avansul Evangheliei. Folosul de care vorbește Apostolul este și unul legat de evangelizarea celor ce beneficiază de faptele bune. De asemenea, le facem pentru a glorifica pe Domnul. Cei mântuiți nu trebuie să stea neroditori, ci prin roada lor să îl glorifice pe Dumnezeu. Acesta este adevărul, pur și simplu.